cum e în mini-vacanță. E bine, e bine. Avem și noi nevoie de o pauză. Din păcate, condițiile actuale, cu tot ce se întâmplă în lume, e o vacanță mai, să zic așa, mai restrânsă. Acasă, fără prea multe lucruri de făcut, dar totuși e bine că luăm o pauză, ne mai recreăm un pic. Nu există totuși un mic regret că nu ești, nu știu, un cantonament pe la Mogoșoaia? Regret. Nu e un regret. Nu e un regret. E clar că mi-aș fi dorit, dar în situația mea e foarte greu. Am ajuns și la o vârstă, nu am jucat la echipa de club și ar fi fost foarte greu. Dar stăm în fața televizorului, le ținem pumnii și sperăm să avem bucurii. Deci s-a cam terminat capitolul echipa națională pentru Cosmin Moții. Da, foarte greu. N-ai făcut vreun anunț oficial. Nu, dar e greu să te cineva să te cheme la echipa națională atât timp cât nu joci la echipa de club. Aici aș putea să te contrazic puțin, dar bănuiesc că nu vrei să răspunzi la anumite situații ale unor foști colegi de-ai tăi de la națională care aveau mai multe meciuri la națională decât la echipele de club în ultimii ani. Nu. Asta se ocupă altcineva de lucrurile astea și nu vreau să intru eu în polemică asta. Totuși, nu te-a durut puțin la un moment dat când jucai în grupele Champions League împotriva lui Cristiano Ronaldo, împotriva celor de la Liverpool și alți fundași erau preferați ca titular la echipa națională? Nu era plăcut, normal. Și eu mi-aș fi dorit să am mai multe meciuri la echipa națională, dar asta a fost conjunctura, asta a fost atâta s-a putut, să spunem așa. Sunt bucuros că, să zic așa, cu un ochi râd și cu unul plâng. Am fost la două turnee finale de campionat european. Din păcate nu am jucat niciun minut. Mi-am spus, e o bucurie când îmbraci tricou echipei naționale. În 2008 erai tânăr, dar bănuiesc că în 2016 sperai să intri măcar într-un meci, nu? Speram, îmi doream, normal, ca orice jucător care merge acolo. N-ar vrea să fie numai în vacanță. Au fost două turnee finale, acum urmează altul, din păcate, toți la televizor, nu doar noi, ci și cei care reprezintă naționala în aceste momente și asta în condițiile în care Bucureștiul găzduiește meciuri. Din păcate, vom găzdui meciurile Macedoniei, Ucrainei. Da, e destul de urât să nu fie acolo, să nu ne putem uita la echipa noastră națională. Din păcate, atât s-a putut în momentul ăsta. Sperăm din tot sufletul în următoarea campanie să evoluăm mult mai bine, să avem rezultate mult mai bune și să ne calificăm la turneul final. Dacă n-am ajuns la un campionat european, crezi că avem vreo șansă să ajungem la un campionat mondial? De la mondiale absentăm de mult, mult mai mult timp. Asta am vrut să zic, ar cam fi timpul. N-am mai fost, cred că, din 98. Nu? 98. Dar ar fi timpul să facem și noi lucrul ăsta. Avem jucători buni, cred în echipa noastră națională și sper că se vor califica. Stanciu e într-o formă incredibilă. Ianis Hagi joacă bine și el. Maxim la fel, are un an de când a ajuns în Turcia, excelent. Ne dă dreptul aceste lucruri ne dau dreptul să sperăm, având în vedere adversarii pe care îi întâlnim? Da, într-adevăr, sunt jucători care, din fericire pentru noi, au început să joace. Joacă din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine și cred că ne dă speranțe lucrul ăsta. Sperăm din tot sufletul să facă la fel de bine, să joace la fel de bine și la echipa națională. Într-adevăr, va fi o bătaie dificilă cu Germania, care are o echipă extraordinară. Dar trebuie să credem în șansa noastră și să ieșim pe teren, să dăm totul pentru a câștiga, de ce nu? Până la meciul cu Germania întâlnim Macedonia, o echipă care va juca la București, la campionatul european, cu Goran Pandev, care e mai bătrân decât tine, fie vorba între noi. Am văzut, cred că, două sau trei meciuri ale Macedoniei. Într-adevăr, au o echipă bunicică, să zic așa, dar o echipă luptătoare, o echipă în care 11 jucători de pe teren aleargă și se bat până la finalul jocului. Cred că asta ne-ar trebui și nouă să avem un pic mai multă răutate în timpul meciului.
Macedonia, după care Germania, nu știu dacă ai văzut lotul Germaniei, dar aduce la București Joachim Löw doi jucători de 18, respectiv 17 ani. Dacă vorbim la ce echipe joacă, unul la Bayern München și celălalt la Bayer Leverkusen... Nu, am spus, Germania e clar, e principala favorită din grupa noastră, dar avem șansa noastră, trebuie să ieșim pe teren, să luptăm 90 de minute și la final să fim bucuroși. Câte puncte crezi că putem obține din această triplă, din aceste trei meciuri cu Macedonia, Germania și Armenia în deplasare? Eu mi-aș dori 9, dar cred că și un început cu 7 puncte din astea trei meciuri ar fi extraordinar pentru noi. Ești optimist? 7 puncte înseamnă să nu pierdem. Da, da. Faptul că Mirel Rădoi are COVID în acest moment și antrenează prin Skype, Zoom, va conta, crezi? Da, cred că o să fie un pic dificil. Una e să fie antrenorul acolo cu tine în vestiar, pe teren, la ședințele de pregătire și alta e să le conducă online. Dar mi-am spus, dacă băieții reușesc să înțeleagă ce le transmite Mirel și reușesc să mențină același ritm 90 de minute, cred că putem face o figură frumoasă. Tu îl cunoști pe Mirel, ați fost coechipier la echipa națională, nu? Ați fost colegi prin anii 2000, a trecut ceva ani de atunci. Cum ți se pare perioada asta petrecută de el ca și selecționer, având în vedere începutul bun, lăudat foarte, foarte mult, după care meciuri cu rezultate dezamăgitoare și critici venite foarte multe la adresa sa? Da, era de așteptat. Criticile tot timpul o să fie. Sunt și o să fie în continuare critici, indiferent de joc, indiferent de rezultate. Cred că de când a venit Mirel, echipa națională a încercat să joace fotbal. Cred că atât cât ne-au permis și adversarii, pentru că am făcut, cum ai spus și tu la început, au fost niște meciuri extraordinare, nu neapărat ca rezultat. Meciuri extraordinare prin prisma jocului prestat. O echipă a României care ataca, o echipă a României care avea posesia mingii. Eu cred că pe asta o să mizeze în continuare Mirel și sunt convins că la un moment dat o să ajungem la nivelul la care el și-l dorește. De la echipa națională ne mutăm la echipa de suflet. Bănuiesc că e un capitol extrem de dureros pentru tine, capitolul Dinamo 2020-2021. Apropo, te întreabă cineva când te întorci la Dinamo. E dureros numai pentru mine, e dureros pentru toți suporterii Dinamoviști. Cred că e dureros pentru toți oamenii de fotbal, pentru că toți și-ar dori să vadă o luptă la campionat cu mai multe echipe, cum era în trecut. Erau 6-7 echipe care an de an se luptau la campionat. Din păcate, nu știu ce se întâmplă la Dinamo. Nu, în afară de suporteri, nu prea ai ce să vezi. În afară de prostiile pe care le fac anumiți jucători care nu sunt de neînțeles, nu prea ai ce să vezi în momentul de față. Bănuiesc că te referi în primul rând la celebrul Gheie. Da, nu... Ok, a greșit. Te referi la greșeala din jacuzzi sau la greșeala când a fost depistat pozitiv? Părerea mea că acolo, ok, în jacuzzi, greșeala pe care a făcut-o acolo au fost vorbele pe care le-a spus. Că a fost el în jacuzzi, cu cine a fost, nu mă interesează pe mine. Dar după al doilea lucru pe care l-a făcut, am văzut că mai mulți oameni și din conducerea clubului și din afara clubului au încercat să ia apărarea. Singurul lucru care trebuiau să-l facă să-i plătească un taxi până la aeroport și să se asigure că se urcă în avion. Nu cred, nu, din punctul meu de vedere, asemenea om, asemenea persoană nu are ce să caute la... Nu la o echipă ca Dinamo, cu numele Dinamo, nu mai are ce să caute la nicio echipă de fotbal. Tu ești printre membrii cotizanți la Dinamo, ești membru de DB, practic contribui și tu, ai contribuit și tu la salariul lui. Da, nu, v-am spus, nu e asta problema. Pe mine v-am spus un lucru
care mă deranjează și nu-l, pe care nu-l înțeleg. Cum îi mai căutăm scuze că i s-a înscenat, că a fost la o petrecere? Ai fost la o petrecere? Ce cauți tu la petrecere înainte de un meci cu Steaua? V-am spus, trebuia urcat în taxiu și dus la aeroport și stat cu el acolo până se urcă în avion și pleacă. Nu mai trebuie stat să-i căutăm scuze și alte lucruri. Ce părere despre rezultatele lui Dinamo din 2021 în special? Nu sunt rezultate, nu sunt rezultate. Într-adevăr, a fost o perioadă cu Jerry Gane în care se părea că echipa își revine, nu neapărat ca joc, dar au avut câteva rezultate ok, ne dădea speranțe nouă dinamoviștilor că se pot întâmpla lucruri frumoase, dar din păcate am observat că nu e așa și cu durere în suflet vă spun că anul ăsta o să se bată serios la evitarea retrogradării. O revenire a lui domnului Mulțescu, cum o comentezi? Toată lumea îl vede salvator, smurdul. E un antrenor cu experiență, un antrenor bun și eu am lucrat cu dânsul. Dar nu știu nici Nagigi câte lucruri poate schimba într-un timp scurt. Hai să spunem că acum tot are 2 săptămâni totuși să pună echipa un pic pe picioare. Dar nu știu și mi-e frică de ce o să urmeze. Înaintea meciului din ultima etapă, Iașul părea cea mai slabă echipă din România. Dacă ne uitam la clasament, dacă ne uitam la numărul incredibil de mare de goluri încasate, cu toate acestea, Poli-Iași-Dinamo a fost 1-0 scorul final. Da, din păcate. Nu știu, v-am spus asta, au fost aceiași jucători. Ok, punctul meu de vedere, trebuie să le acorde o mai mare atenție jucătorilor români, jucătorilor tineri. Nu să mereu să aducem jucători africani, jucători de pe nu știu unde, care n-au mai jucat de nu știu când, pe salarii de mii, zeci de mii de euro. Ok, sunt de acord să vină jucători străini în campionatul românesc, la echipele românești, dar să vină jucători străini care merită și care pot să aducă un plus echipei. Eu am lucrat cu un antrenor în cariera mea care a spus un jucător străin, ca să-l aduc la mine la echipă, trebuie să fie de 5 ori mai bun decât un copil de-al meu. Decât un copil din academia mea. Și noi aducem, vorbesc de Dinamo, nu vorbesc, aducem niște jucători care, din punctul meu de vedere, eu nu știu de când n-au mai jucat sau vin de prin ligile a 3-a, a 4-a din Africa, de unde vin. Unul a venit din Liga a 5-a din Anglia, Nepomuceno, care nu a rupt gura târgului nici la Petrolul în urmă cu vreo 7 ani. Și asta nu înțeleg. Ok. Nu cred că se poate să fie Dinamo mai jos cu jucători din propria academie, cu jucători tineri, cu jucători români. Uitați, exemplu, Clinceniu. Cred că sunt 80% jucători români. Se bat cu șanse reale la play-off. Și cu niște bulgari, apropo, Clinceniu. Vreo 3 bulgari dintre care... Okay. V-am spus, sunt jucători. Nu vreau să vorbesc de toți străinii, că nu ar fi corect. Dar jucătorii, marea majoritate a străinilor care sunt în momentul de față la Dinamo, nu sunt cu nimic mai bun decât tineri jucători ai din academie, tineri jucători ai echipei. Și atunci nu văd rostul. Ai aduce, clar se creează și o stare de disconfort, că salariile lor sunt mult mai mari, toată presiunea e pe umerile tinerilor jucători, pentru că jucătorilor români, ei suferă. Străinii vin, ați văzut, nu și-au luat banii 2-3 luni, n-am mai văzut 70% din jucători pe aici. Și noi am avut perioade la Dinamo când n-au luat salariile 4-5 luni. N-a ieșit nimeni în ziare, n-am ieșit să ne plângem, pentru că am fost uniți, am fost jucători tineri, un mix de jucători tineri cu jucători cu experiență, dar acum aducem jucători de la care nici jucătorii noștri tineri nu au ce învăța. Și atunci acum vrem ca jucătorii noștri tineri să crească. Spune că ai emoții în lupta pentru evitarea retrogradării. Cum comentezi o eventuală retrogradare? Pentru că
Șanse sunt. Am spus, n-aș vrea să mă gândesc. Sper din tot sufletul Nea Gigi să reușească să-i pună un pic pe picioare, să iasă un pic de acolo, să prindă un pic de încredere în ei. Și v-am spus, dacă Doamne ferește, se va ajunge în situația asta, din punctul meu de vedere, trebuie văzut ce se întâmplă cu echipa, a cui e echipa, ce se poate face, pentru că suporterii săraci, oameni, dau bani în fiecare lună, adună bani pentru licențe, pentru salariile jucătorilor, pentru datoriile care au fost făcute cu ani în urmă. Nici ei nu o să poată continua la nesfârșit. Marea majoritate sunt oameni normali care au un salariu mediu pe economie, care din puținul lor dau la echipa Dinamo. Atunci trebuie făcut ceva, văzut ceva, cu echipa, cine o conduce, cum o conduce, de ce a ajuns să o conducă. Sunt mai multe lucruri care trebuie analizate și cred că până la urmă cei care se ocupă și care au reușit să adune atâția bani, cred că o să facă lucrul ăsta, dar trebuie făcut cât mai repede și sper să nu ajungă Dinamo în divizia B. Pentru că dacă ajunge în divizia B, mi-e frică că o să rămână mai mulți ani acolo. De la Dinamo aș vrea să ne mutăm puțin și la lupta pentru titlu din Liga 1. În absența echipei Dinamo din play-off și din această luptă pentru titlu, pe cine vezi campion anul acesta? Mi-aș dori să văd pe CFR din nou. Dar ultimul meci pe care l-am văzut, ultimul Steaua CFR Cluj, mi-a creat o impresie că au o viteză mai mult anul ăsta cei de la Steaua. Și va fi foarte greu pentru CFR. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate a fost doar o zi mai proastă a CFR-ului. Dar e clar că în momentul de față Steaua are prima șansă. Pe Craiova o vezi capabilă să se lupte cu șanse reale la titlu? Vă spun sincer, n-am mai văzut. Cunosc jucătorii de acolo, marea majoritate. Știu că sunt jucători extraordinari, jucători buni. Dar n-am mai văzut un joc de al Craiovai de când a ajuns, de când au schimbat antrenorul. Și nu pot să-mi dau cu părerea. Nu pot să-mi dau cu părerea. Ludogoreț din nou campioană, bănuiesc. Sperăm, ne dorim. Avem 9 puncte, mai sunt totuși 9 etape, 4 de campionat, 5 de play-off. Ne dorim din tot sufletul să reușim anul ăsta să punem steluța pe emblem. Și mai încă un an ca să ajungi și tu la 10 titluri de campion al Bulgariei. Mai un an contract cu Ludogoreț. Da, vedem. Îmi doresc să fiu sănătos în primul rând și să mă bucur în continuare de fotbal. Să mă duc cu plăcere la antrenamente. Și dacă mai e vreodată nevoie să joc, să intru cu aceeași dorință. Chișinău a păstrat goluri și pentru echipa națională? Sper că da. E într-o formă bună. A început foarte bine anul ăsta competițional, de anul ăsta calendaristic. Și sper să reușească să marcheze și pentru echipa națională. Dragoș Grigore, ce mai face? Că el e o apariție mai rară. Da, e și Dragoș, e ok, se pregătește, a jucat cel câteva meciuri, se pregătește în continuare și își dorește și el din tot sufletul să joace, să câștigăm titlul și să fim ok. Și să scăpăm de pandemia asta. Să dea Dumnezeu să treacă mai repede, pentru că e foarte greu.